dormitorul gândurilor mele, praful de sub pat. Viața mi se derulează după un pattern familiar. Mă trezesc la 7, pregătesc micul dejun, ascult pisica cu miaună disperată pentru o felie de salam. Cadrul 2. O amintire cu un pisoi zburând peste tabla ruginită și soarele arzând pe cer. O înjurătură printre dinți și furia necontrolată. Aș vrea să cred că o parte din toată memoria genetică se subțiază, ca un aluat de paste până se rupe. Mi-ar plăcea să cred că toate dorințele mele sunt ale mele, gândurile doar behavioriste, înclinațiile, lupta împotriva sistemului și privirii din oglindă, că sunt propriul meu om, că vocea mea are intonațiile unei generații care îmi aparține și pe care pot să aleg, să o scrumez pe lângă strumieră, să o sting pe piatră și să așez mucurile vertical pe o lădiță de bere întoarsă invers când apune soarele. Toată lipsa controlului să se coaguleze și să fie eliminată în cheaguri. Să pot să spun că explozia nervilor mei este temporară, random, neconcludentă. Nu există date suficiente care să sugereze că amprenta mea e moștenirea lipsei de control și nervilor lor. Ne asemănăm ca două veri secetoase, cu pomi uscați și iarbă galbenă, pânz fierbinte și țânțari uriași, care nu pișcă.